Din toată literatura seculară și sfântă, probabil nicio altă distribuție de personaje nu a stârnit atâtea discuții universale și atâtea presupuneri ca cei patru călăreți ai Apocalipsei. Deoarece scripturile prezintă înfățișările dramatice ale celor patru călăreți în contextul însuflețit al mâniei și judecății lui Dumnezeu, majoritatea oamenilor au reacționat cu neîncredere în cele din urmă. Judecățile nu pot fi reale. Foametea și urgiile nu pot fi reale. Lumea noastră este prea bună. Bărbații și femeile sunt prea buni ca să merite judecata lui Dumnezeu. Lăsați baltă ideea aceasta. Nu vă mai gândiți la ea. O astfel de judecată nu va avea loc niciodată. Nici măcar în vremurile ei cele mai întunecoase și mai înspăimântătoare, rasa umană nu a renunțat să spere ca ceva mai bun să se întâmple în viitor. Poetul a sesizat această tânjire atunci când a subliniat acest adevăr descitat. Speranța răsare veșnic în pieptul omenesc. Oamenii nu au renunțat niciodată la speranța lor neîntemeiată că la anul, sau poate anul următor, pământul va fi un loc mai bun în care să trăiască. În ciuda războailor și aveștilor de război, bărbații și femeile nu-și părăsesc nădejdea neîntemeiată cum că pacea trainică este pe cale să devină realitate. Politicienii au descoperit că pot aduna voturi dacă aprind speranțele alegătorilor care așteaptă ca această lume să fie un loc de bunăstare universal. Ascult discursurile de campanie ale candidaților la primărie. Chemarea lor se bazează în mare măsură pe promisiunea de a rezolva toate problemele economice și sociale. Apoi, după patru ani, descoperim că paradisul nostru nu a venit. Chiar și în tărâmul bisericii și al religiei, auzim exprimări ale nădejdii că unitatea religioasă poate fi obținută. Acești teologi speră prostește că problemele sociale vor dispărea odată ce toată lumea se va închina într-o singură biserică mare. Proprietățile bisericilor care nu sunt necesare pot fi transformate în terenuri de joacă sau centre recreative pentru bunăstarea copiilor săraci din comunitățile noastre. Am menționat aceste speranțe exprimate deseori, deoarece sunt într-un contrast izbitor cu cei patru călăreți din Apocalipsa. Făcând aceasta, abandonez orice speranță slabă de popularitate, pentru că ceea ce văd eu este contrar dorințelor noastre naturale de pace, liniște și unitate. Dar sunt credincios adevărului, indiferent dacă este sau nu popular. Și adevărul este că toate aceste speranțe umane pe care le-am analizat sunt speranțe goale. Lumea aceasta nu se va îmbunătăți sub conducerea omenească să presupunem că știți pe cineva care este bolnav în ultimul stadiu. Dacă aflați de o îmbunătățire cât de mică în starea acelei persoane, vă bucurați. Dar în adâncul inimii știți că schimbarea este temporară. Moartea e doar o chestiune de timp. Lumea noastră a primit o lovitură de moarte cu șase milenii în urmă. S-ar putea ca aici și colo un predicator să spună Cred că văd o mică îmbunătățire. Dar aceasta este o lume păcătoasă și rebelă. Lunga ei listă de boli și dureri nu va dispărea. Prognosticul ei pe termen lung nu s-a schimbat. Lumea nu se va vindeca. În acest fragment al Apocalipsei există un simț perceptibil al exaltării cerești. În timp ce leul din seminția lui Iuda apare, se poate simți un interes intens, o așteptare nerăbdătoare și o închinare încântătoare. Cel ce a biruit ca al lui Dumnezeu vine pentru a primi cartea pecetuită cu șapte peceți, un document scris care se subînțelege a fi actul de proprietate acreditat al acestui pământ. În timp ce toate glasurile cântă, în jurul scaunului de domnie este o izbucnire de laudă. Vrednic este mielul care a fost jungheat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda capitolul 5, versetul 12. Ioan a auzit cel mai neobișnuit sunet. Glasurile tuturor făpturilor care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, zicând, acelui ce șade pe scaunul de domnie și al mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Versetul 13. Și adaugă, și cele patru făpturi vii au: amin. Și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat. Capitolul al șaselea începe brusc cu deschiderea peceților misterioase, care au de-a face cu actul de proprietate al acestui pământ. Ioan ne spune că în timp ce mielul a deschis prima din cele șapte peceți, se uita. În același timp, una din cele patru făpturi vii a spus cu o voce ca de tunet: Vino! Acesta este semnalul de mult așteptat de cei patru călăreți care le spune că a venit ceasul să alerge în galop spre misiunile lor de judecată. Când Isus era pe acest pământ, acum 2000 de ani, a spus celor care îl ascultau că ziua Domnului se apropia. A spus că nimeni, în afară de Tatăl din ceruri, nu știa ziua sau ceasul. Noi înțelegem că răbdarea lui Dumnezeu și timpul lui de har se vor prelungi până când paharul nelegiuirilor lumii se va revărsa. Conform scripturilor, răbdarea, capacitatea de a aștepta, este una din roadele Duhului. Părții umane, naturale din noi, nu îi place să aștepte, dar Marele Dumnezeu Atotputernic, care are o veșnicie la dispoziție pentru a-și îndeplini scopurile, își poate permite să aștepte în nerăbdarea noastră de făpturi create, tindem să strigăm, O, Doamne, cât mai este, cât mai este? Și Dumnezeu răspunde, De ce te grăbești așa? Avem o veșnicie înainte. De ce te necăjești și te tulburi? Se pare că cei patru cai simbolici au fost pregătiți și așteaptă aceste chemări. În alt limbaj spune, își mușcau frâiele. Însă trebuiau să aștepte ca evenimentele de pe pământ și din ceruri să se împlinească, înainte ca ei să poată trece la acțiune. În timpul acestei așteptări lungi, generații de creștini credincioși au trăit așteptând ca Domnul să se întoarcă pe pământ. Nu toți au fost răbdători. Nu toți au avut abilitatea de a aștepta. Unii au început să spună: Nu se va mai întoarce. Acum, Ioan continuă cu relatarea lucrurilor pe care le-a văzut am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el avea un arc. I s-a dat o cunună și a pornit biruitor ca să biruiască. Unii au întrebat, se poate că acest călăresc de pe calul alb să fie Isus Hristos? Răspunsul este un nu categoric. În acest context, este imposibil să fie Isus Hristos, deoarece Isus Hristos, mielul, este cel care a rupt pecetea care dă drumul călărețului. În ceea ce privește acești patru călăreți care au legătură cu judecata, trebuie să identificăm călărețul de pe calul alb ca fiind unul care se va dovedi a fi un înșelător al omenirii și un blestem. Majoritatea învățaților îl consideră a fi anticristul. Un astfel de anticrist este vestit și în alte locuri din scriptură. Vezi 1 Ioan 4,3 Menit să își facă apariția în viitor la un moment de criză mondială, el va fi un înșelător, care va birui prin minciună și fățărnicie. Vezi Daniel 8, de la versetul 23 la 25. Va fi cunoscut ca omul fără de lege, 2 Tesaloniceni 2 ,3. și în timpul stăpânirii sale asupra pământului se va înălța pe sine deasupra lui Dumnezeu. Există motive să ne așteptăm ca cei care insistă asupra unei mari biserici mondiale să-l întâmpine cu bucurie și să coopereze cu anticristul atunci când va apărea pentru un timp, va fi într-adevăr în favoarea intereselor religioase. Când va vedea biserica dorind să se îndrepte către o anume direcție, va spune membrilor, cheia acestui obiectiv este să fii tolerant, trebuie să iubim pe toți. Apoi, în timp ce oamenii sunt ocupați iubind pe toată lumea și fiind toleranți, acei conducători religioși vor prelua controlul și vor pune pecetea lor asupra lumii. Am avut ilustrații ale acestui lucru chiar și în vremea noastră. În timp ce oamenii sunt concentrați asupra fraternității, dragostei și unității, profesorii își dau silințele să le spună tinerilor din licee și facultăți: că Dumnezeu nu a creat cerul și pământul, că Adam și Eva nu au existat cu adevărat, că învierea lui Hristos din morți este un mit. Da, un anticrist este destinat să intre pe scena lumii. După cum am spus, controlul pe care îl va exercita va fi prin fățărnicie și înșelăciuni. Va părea o persoană amabilă, capabilă să conducă și să țină în hamuri toate forțele politice, economice și religioase care sunt în dezacord. În final, se va dovedi a fi întruparea a tot ceea ce este contrar Domnului nostru Isus Hristos. Când va veni, va vorbi mult despre pace și prosperitate. Dar în timpul guvernării lui va veni războiul. Acel conflict armat este semnalul pentru apariția celui de-al doilea cal. Cel de-al doilea cal a primit puterea să ia pacea de pe pământ, pentru ca oamenii să se jungie unii pe alții. Pacifiștii și optimiștii contrazic această descriere a războiului viitor însă campania anticristului pentru fraternitate religioasă și pace internațională va fi de scurtă durată. Satan este cel mai mare prefăcut din lume și tot el este în spatele fățărniciei acestui Hristos falsificat. Să presupunem că un om sau o forță din această lume ar declara că mâine dimineață toate războaiele și toate conflictele vor înceta Că toți soldații, marinarii și toți piloții forțelor aeriene se vor duce acasă, că toate bazele militare se vor închide definitiv, iar complexul industrial-militar întărit nu va mai exista. Declarația va cere dezarmarea completă a lumii. Nici o națiune nu va mai avea voie să pornească război vreodată. Ce se va întâmpla ca urmare a acestui decret mondial? Oricine cunoaște răspunsul. Foarte curând ar începe cea mai mare depresie economică pe care a cunoscut-o vreodată istoria omenirii. Unde ar mai găsi guvernele lumii slujbe pentru milioanele de oameni care în prezent fac parte din organizațiile militare și de apărare? Sau pentru celelalte milioane care lucrează în rețelele civile de întărire pentru armatele națiunilor? Anticristul a promis prosperitate pentru a o dobândi, va recurge la război și cucerire. Lui Ioani s-a spus că cel de-al doilea călăreț a primit putere să ia pacea de pe pământ, pentru ca oamenii să se junghie unii pe alții. Când va apărea acest călăreț, niciun tratat temporar de pace și nici o cooperație nu va fi luată în seamă. Ne amintim de ce a prezis Apostolul Pavel că se va întâmpla atunci când va veni ziua Domnului. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată, și nu va fi chip de scăpare. 1 Tesaloniceni 5,3 Simbolismul este clar. Călărețului cu aspect de război i s-a dat o sabie mare, o sabie care reprezintă cu siguranță capacitatea omenirii de a aduce un război internațional. Când a treia făptură vie emite această invitație frumoasă, vino, în arena lumii apare un cal negru. Descrierea călărețului de pe calul negru este în mod clar foametea. Nu trebuie să ne surprindă faptul că, în urma războiului și a disprețului pentru viața umană, va veni foametea. Am văzut acest lucru întâmplându-se de atâtea ori. Când mari mulțimi de oameni sunt afectate de război, masele dezorganizate de oameni încep să înfometeze. Al patrulea călăreț apare pe calul său galben în mod inevitabil. În privința identității lui nu se poate face nicio greșeală. Numele lui este moartea. Ioan spune că forțele locuinței morților, ale iadului, vin în urma lui. Puterii morții prin sabie îi este adăugată puterea morții prin foamete, molimă și prin fiarele pământului. Nu ne putem închipui cum vor fi condițiile lumii în acea zi. Pe lângă elementele destructive care vor fi folosite, se va adăuga și războiul biologic. Numele lui este molima, boli care se răspândesc din cadavrele în putrefacție pe care nimeni nu are timp să le jelească sau să le îngroape. Iar după ce aceste șapte peceți vor fi rupte de către mielul biruitor, judecata, marele necaz, suferința și moartea vor năpădi pământul. Poate că mă acuzați de un pesimism dus la extrem. Așa să fie. Dar trebuie să fiu de acord cu ceea ce prezice Ioan, deoarece face parte din Biblie, iar Biblia este adevărată în întregime. Trăim în mijlocul unei societăți stricate, o lume care se răzvrătește împotriva Dumnezeului nostru și împotriva Hristosului său. Nu găsesc nimic în cuvântul lui Dumnezeu care să încurajeze această generație în stilul ei de viață păcătos. Nu ajută cu nimic faptul că oamenii își spun unii altora înveselește-te, lucrurile se vor îmbunătăți. Nimic nu este bine. Lucrurile nu se vor îmbunătăți atâta timp cât caii apocalipsei lovesc pământul cu copitele și își rumegă frâiele cu nerăbdare, așteptând semnalul de a porni la galop. La încheierea acestui capitol, aș vrea să fac legătura dintre eliberarea acestor patru călăreți și sufletele martirilor de sub altar din vedenia lui Ioan, capitolul 6, versetele 9 la 11, din momentul în care a fost ruptă cea de-a cincea pecete. Ioan spune că a auzit imediat că aceste suflete de sub altar strigau cu glas tare. Până când, stăpâne, tu, care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Cred că este frumos felul în care Dumnezeu le răspunde, așa cum o mamă și-ar mângâia copiii. Ioan spune, fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme până când se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. Este ca și cum Dumnezeu spune, șt, dragii mei copii, nu fiți nerăbdători. Mai așteptăm încă puțin până când se vor strânge sufletele celorlalți martiri credincioși. Ei își dau viețile așa cum și voi ați făcut-o. Între timp, uitați aici haine strălucitoare, pe care să le purtați până când se va împlini vreme. Mă îndoiesc că sufletele acestor martiri sunt într-o parte izolată a tărâmului ceresc. Ioan le aude strigătul în acest moment datorită judecăților care sunt pe punctul de a se întâmpla. Nu interpretez strigătul lor ca fiind setos de sânge. Gândurile mele se duc la marele sul de chemare a oamenilor credincioși sfinți omorâți în fiecare secol din cauza mărturiei și dragostei pentru Isus Hristos. Mă gândesc de exemplu la Ștefan, care a fost omorât cu pietre de iudei mâniați, pe care el îi acuzase de trădarea și omorârea celui neprihănit al lui Dumnezeu. Dar în ceasul morții, Ștefan s-a rugat, Doamne, nu le ținea în seamă păcatul acesta. Fapte 7 cu 60 Se pare că ruperea celei de-a șaptea peceți arată faptul că Dumnezeu spusese înainte martirilor că nu va uita niciodată dragostea lor, credincioșia și ascultarea față de Isus Hristos. Biblia ne spune că răzbunarea nu este a noastră. Roman 12, ,19. Ca și creștini, trăim de bunăvoie pentru Dumnezeu într-o lume ostilă, pentru că Dumnezeu ne-a șoptit deja, ai răbdare, fii bun. Orice răzbunare necesară va fi răzbunarea mea sfântă. Eu voi răsplăti cu siguranță că nu ne gândim suficient de des la această oștire de biruitori care a spus călăilor săi pe pământ, faceți ce vreți cu noi. Noi îl vom iubi și îl vom onora pe Mântuitorul nostru Isus Hristos, dacă este nevoie, până la moarte. Când societatea noastră stricată martirizează un sfânt al lui Dumnezeu, este un act înspăimântător de nedreptate, un act negrăit al depravării celei mai adânci a omului căzut. Istoria are un mod de a încălci istorisirile și de a colora poveștile pe care le spun oamenii. Dar în ceruri, Dumnezeu are registrele exacte. Numai El știe fiecare detaliu despre credința și curajul fiecărui om care și-a dat viața pentru Mântuitorul Isus Hristos. Astfel că acest strigăt al martirilor care așteaptă nu este un strigăt de sânge este un strigăt pentru ziua și ceasul în care va veni judecata lui Dumnezeu peste tot păcatul și lipsa de sfințenie a omenirii. Avem dreptate să credem că Dumnezeu are un plan care este atât stabilit cât și veșnic. Nu scot apocalipsa din discuții. Nu scot din discuție faptul că Dumnezeu se va ocupa de Satan, uzurpatorul viclean, înverșunat, al pământului creat de Dumnezeu. Nu încerc să îndepărtez aceste judecăți viitoare. Am încredere în prezicerile scripturii că acești patru călăreți ai judecății și ai morții vor veni peste națiunile acestui pământ. Cred acest lucru, deoarece știu că oamenii creați odată după chipul lui Dumnezeu continuă să încalce legile lui Sfinte, ceas de ceas și an de an. Vă voi împărtăși una dintre marile mele poveri în ceea ce privește generația noastră prezentă. Oamenii noștri cei mai înțelepți și mai sclipitori s-au jucat cu tainele Dumnezeului Atotputernic, Creatorul. Nu știu cum putem justifica acest lucru. Pentru prima oară în istoria lumii, am lansat secretul structurii materiei. Oamenii păcătoși au intrat în locul sfânt, acolo unde începe viața. Ne-am glorificat testele, microscopele și instrumentele noastre tehnologice, cercetând tainele creației și ale vieții taine care au aparținut din totdeauna numai lui Dumnezeu. Nu am rezolvat problemele morții și ale distrugerii. Distrugerea nucleară este gata să se dezlănțuie și devine din ce în ce mai amenințătoare. Oamenii obișnuiți nu cunosc măsura în care liderii lor le-au ipotecat viitorul, așa că își înăbușesc temerile și îndoielile, căutând plăceri și trăind în mod egoist, concentrați numai pe ei înșiși. Cineva a descris acest fel de viață ca bogăție răzgâiată. În timp ce lumea se prăbușește, ei cheltuie miliarde pe distracții și plăceri și pe ceea ce numesc emoție. Poate că avem păreri diferite în ceea ce privește simbolurile și detaliile avertismentelor profetice, însă adevărul lui Dumnezeu este aici. Nu-l putem evita. Călăreții din Apocalipsa vor apărea în istorie și în lumea noastră la vremea stabilită de Dumnezeu îndrăznim să ne închipuim că putem trăi în belșug răzgâiat, fără ca măcar să ne aducem aminte să ne rugăm pentru această lume pe moarte. Și credem că vom fi gata în acel ceas când Domnul nostru își va chema oamenii acasă? Ca slujitor al cuvântului lui Dumnezeu, adaug avertismentul meu la toate avertismentele și semnalele de alarmă pe care ni le-a dat Dumnezeu. Dacă ne irosim timpul, banii și energia într-un joc nesăbuit, Va fi tragic pentru noi în acel ceas înfiorător care va veni. Mă rog pentru mine însumi, mă rog să fiu mereu mai detașat de această lume, de relele și sistemele ei egoiste. Mă rog să pot recunoaște acea voce plăcută, mieroasă, înșelătoare, care este opusă Domnului nostru Isus Hristos. Mă rog să pot sta în picioare împreună cu biruitorii, chiar dacă aceasta înseamnă ca toți din jurul meu să fie dușmani. Chiar dacă înseamnă martiraj, simțiți și voi așa în privința acestor chestiuni importante? Sper că da.